Salut tuturor, eu sunt Olbux și ceva, după cum știți sau nu știți, foarte rău s-a întâmplat. Anume, aș putea spune, nu doar un mare YouTuber, o persoană care are multă influență în mass media, urmărită de foarte mulți oameni, anume o inspirație pentru, nu doar mine ca persoană, deși pentru canalul acesta a trecut pe lumea cealaltă, anume Etika. Și zic asta, acum, mulți youtuberi au făcut videoclipuri, bineînțeles, urând familiei ușurare sufletească și multe lucruri de acest fel. Însă eu simt că trebuie să fac un videoclip de acest fel, nu doar pentru acest fapt, pentru, bineînțeles, aura lui Etika să se odihnească în pace, să-i fie țărâna ușoară și să urez familiei mult noroc în continuare. Să simt că eu sunt dator, pentru faptul că canalul Olbux a avut ca inspirație foarte mare mult din contentul său și m-a inspirat pe mine foarte mult în general, deci simt că trebuie să fac un asemenea video. Revenind, pentru mine este un lucru foarte șocant. Numai prin faptul că nu te-ai fi așteptat, ce-i drept, nu ne-am așteptat, totul ăla a venit ca un val și nu zic neapărat de actul pe care l-a făcut recent, ci mă refer la faptul că toată această evoluție a fost foarte, foarte șocantă. Înainte, Etika nu ar pune așa, nu ar fi atât de organizat. Unii ar spune că nu ar fi oferit suficient pentru cât am fi dat noi. A fost o perioadă în care pur și simplu tot ce am auzit că s-ar duce la petreceri și că n-ar păstra contact cu comunitatea lui. Și aflăm după această perioadă că ceva bun o să se întâmple, că o să aibă loc, că el o să se focuseze la partea aceasta de creat content și după asta se întâmplă. Twitter-ul său este pur și simplu out, distrus de corporație. Și după nu mai vedem online, își schimbă poza de profil în culoarea negru pur și simplu și dispare. Tot, bineînțeles, ne face griji. Din acesta e ARG, Alternative Reality Game, în care încercăm să aflăm ce problemă ar avea. Însă nu contează, pentru că vine și spune că totul e ok acum, o să-și revină, o să pună content și așa mai departe. Apoi, iar, totul e ok la un moment dat, însă se întâmplă asta din nou. Și vedem poliția sau ce organizație o avea această ocupație în Statele Unite ale Americii. Vedem că intră peste el în casă. Și rămâi șocat. Nu te aștepți la Etika. Nu te așteptai. El era youtuberul care reacționa la Nintendo Directory. Și dintr-o dată asta se întâmplă. Rămâi șocat, știu. Mulți dintre voi credeți același lucru. Pur și simplu șocant. Șocant. Revenind. Și ajungem în postaza în care el dispare. Știam după ce și-a revenit că ceva nu e în regulă. Puteai să vezi asta în felul în care vorbește. Și că faptul că el nu credea că ar fi fost rău ce ar fi făcut în videoclip, nu dau nicio vină asupra lui, deloc. Pentru că părea ciudat, părea că ceva e ciudat. Și pur și simplu a pus și videoclipul acela. În momentul acela și Lucia a zis pe grup, unul din persoanele care se ocupă de Discordul meu, că ar fi bine să ne pregătim. Ar fi bine să ne pregătim emoțional și da, i-am luat sfatul. Însă și după asta a fost șocant. A fost șocant pentru toți. Toți am rămas mască. Dacă în trecut ai fi crezut că măi, el nu pune videoclipuri pentru că nu e atent la comunitatea asta. Pentru că are alte treburi și i-ar fi dat criticismul ăsta. Acum, răspunsurile la chestiile astea
Și ce vine? E șocant și îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. Pentru că sunt persoane acolo care chiar erau aproape de el. Noi nu suntem nimic. Nu suntem nimic comparativ cu persoanele care au fost chiar alături de el. Familia sa, prieteni care chiar au putut păstra contactul și au fost acolo, în mesagerie, spunând să nu facă omul ăsta așa ceva. Nu suntem nimic față de persoanele alea. Nimic. Și dintr-o dată observ chestia asta. Am rămas stat în piatră. Și n-am fost singurul. Am fost uimit negativ. Bineînțeles, multe emoții au mai venit după, însă nu sunt genul de persoană care se manifestă extern, ci mai mult intern. Multe lucruri s-au întâmplat, multe emoții au venit, multe amintiri, a venit, bineînțeles, acest sentiment de faptul că nu știm, nu mai putem vedea fizic acolo nimic, nu o să mai fie la fel fără el. Și numai acum am văzut un nenorocit. Îmi pare rău, încerc să fiu cât mai serios. Însă am văzut un nenorocit care a pus în thumbnail așa ceva. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred. Ok, poate te iert. Cumva poate te iert. Pentru că, hai să recunoaștem, am fost, cred că toți în acea situație, nu știam ce să credem. Dacă poate înainte, mult timp înainte, ai fi comentat și ai fi făcut un meme. Însă nu o faci chestia asta după ce intră poliția peste el în casă. Nu o faci atât de mult. Hai să recunoaștem că poate mănânc căcat acum. Da, cred că mănânc căcat acum. Nu faci... Ok, și atunci poate n-am luat-o în serios. O să fiu sincer. O să fiu sincer. Să cum să faci? Mă, când moare omul. Cum? Când moare omul. Din nou, cum am spus, noi nu suntem nimic. Noi nu suntem nimic. Familia sa și cei care au fost chiar aproape de el sunt ceva. Deși da, unii ar putea fi nervoși că nu au putut face tot și au vrut să fie alături. Tot ce putem face, văd persoane. Persoane care postează linkuri către suicide hotline-uri. Anume, unde suni ca să riști să te sinucizi. Nu funcționează așa. Nu funcționează așa. Poate tu consideri că asta e moral, că e ce trebuie să faci. Însă nu cred că cineva care trece prin depresie s-ar gândi să sune. Nu cred. Nu cred. De ce? Am întâlnit persoane și de asemenea am trecut și eu, nu prin depresie, nu am fost la doctor să-mi spun așa ceva, însă am trecut prin o perioadă grea, eu ca persoană și cred că mulți am trecut prin perioade grele, în care am fi vrut totul să se termine, dar vin perioade bune, vin perioade rele, unii pur și simplu au vițele mai grele din start, hell din start. Acum am acceptat, dar... Nu știu ce să zic, nu știu ce să zic în altceva decât că mă rog, știu, se roagă un agnostic, mă rog pentru familia lui și tot ce pot să fac în calitate de fan e să țin minte legacy-ul care l-a lăsat, ce a lăsat el în urmă ca om. Contribuția sa pentru comunitatea Nintendo și pentru comunitatea sa în general. Ce să mai zic? Că îmi pare rău dacă am mâncat căcat în trecut, cum spune și el și a spus-o de fiecare dată și se aplică acum chiar de înjurătură, no bitch niggas. E adevăr în chestia asta. Și pot recunoaște că eu am fost un bitch nigga. O spun live, da, Allbox care știți. Mă, Oldbox e un băiat foarte bun, nu? Am greșit și eu foarte mult. Am mâinile murdare. Unii, bineînțeles, fac lucruri și mai majore, care și le murdăresc mult mai rău. Și orice aș avea ar fi nimic. Însă am mâinile murdare, cum cred că oricine le are. Deci îmi cer scuze față de voi toți, în caz că am mâncat căcat și am făcut ceva rău. Și vă rog din tot sufletul, rugați-vă pentru familia lui, amintiți-vă ce a lăsat omul ăsta.
Și dacă totuși vreți, sunteți confortabili pentru a face o contribuție fizică, bineînțeles, care e charity acolo. Eu voi încerca să donez cumva. Știu că am un prieten care ar avea acces la PayPal și care îl pot întâlni fizic ca să-i pot da banii și să doneze pentru mine. Dacă nu o voi vedea, n-am verificat. Deși nu cred că m-ar lăsa să vă dau prin PaySafe chestia asta. Dar dacă puteți găsi voi acces și, bineînțeles, dacă puteți să vorbiți cu părinții voștri, ceea ce e foarte important dacă sunteți minori și nu sunteți lăsați să faceți așa ceva, vorbiți cu părinții voștri, dacă doriți să faceți un gest pentru persoanele care trec prin aceste probleme. Voi încerca nu doar să fac această investiție, însă și mai important, să-i continui legacy-ul, să continui ceea ce fac eu acum, cât de mult pot, și chiar de ar fi să mă opresc până în capătul acestui hobby, să car partea asta care mi-a lăsat-o el. Măcar atât pot. Eu ca om care nu e aproape de el, care nu e deasupra niciun fel moral, nu sunt moral. Voi încerca să fac ceva. Voi încerca. Vă rog că aveți grijă de voi. Vă rog. Și de persoanele care aveau probleme și știți că puteți să le ajutați. Fiți gândiți și cu inima, dar și cu creierul. Pentru că sunt situații foarte delicate care voi trebuie să ajutați cumva. Mă pot ruga acum, doar atât, pentru persoanele care trec prin asta și așa mai departe. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă doresc cele mai bune lucruri. Aveți grijă de voi.